50, 60, chiar 70% din toată ecuația asta a felului în care arăți, a rezultatelor pe care le obții în sală, se realizează în bucătărie. Salutare, Andrei Marius aici, fondator Stai în Formă. Astăzi vorbim despre definirea musculară și mai exact vreau să vorbim despre cum poți să scapi de grăsimea ce ți acoperă în momentul de față masa musculară, ce îți acoperă în momentul de față mușchii în timp ce crești în masă musculară. Și deși pare un lucru puțin contraintuitiv și foarte, lumă, foarte multe lume din industria fitnessului spune că este greu de făcut și chiar imposibil de făcut, adică să scap de grăsime în timp ce pui masă musculară, studiile și experiența mea personală împreună cu experiența celor mai bune antrenori din lume din momentul de față, susțin contrariu. Asta înseamnă că poți să arzi grăsime în timp ce pui mușchi, însă trebuie să știi ce să faci și cum să faci pentru ca să faci tot procesul cât mai eficient. Și. Cel mai probabil, dacă e să te gândești deja la acest subiect de definire musculară, ai ceva timp de când te antrenezi, ai ceva masă musculară pe care ai pus-o efectiv pe tine, ai deja un background când vine vorba de antrenamentul în sală, însă, pe măsură ce ai crescut în greutate, ce ai pus masă musculară, ce ai crescut în forță, pe măsură ce au trecut săptămânile și lunile de antrenament, cel mai probabil ai pus și grăsime. Și probabil se apropie vara, probabil vine o perioadă în care vrei efectiv să scapi de burtă, să ai un abdomen mai vizibil, să ai o musculatură mai bine definită, mai striată, cu vene mai vizibile și efectiv te-ai gândit că vrei să scapi de grăsime. Însă cea mai mare problemă pe care o întâlnesc persoanele care se apucă în momentul de față de sale este că ei încă cred în acest ciclu nesfârșit al culturismului în care te îngrași, pui masă musculară și apoi slăbești, faci o definire musculară, apoi iar te îngrași, iar pui masă musculară și, te, și pui și grăsime, după care iar te chinui să scapi de grăsimea respectivă. Și acest proces de du-te-vino constant este foarte stresant pentru corpul tău. De aceea mereu când iau clienți noi, când persoane vin la mine care au ceva grăsime și vor să pună și masă musculară, le recomand să iau o perioadă de timp cât mai lungă, între 3, 4, chiar și 6 luni, în care efectiv tu să te axezi doar pe două lucruri. Să crești treptat, ok, pas cu pas în masă musculară în timp ce arzi grăsimea treptat nu rapid, nu în 30 de zile, nu în 8 săptămâni, efectiv să iei o perioadă de timp cât mai lungă, astfel încât în timp ce arzi grăsime să pui și masă musculară. Și despre asta vreau să vorbim astăzi mai exact despre ce să mănânci, cum să mănânci, care sunt efectiv principiile de bază când vine vorba de alimentație și de suplimente, apoi o să vorbim despre cardio, cum să faci cardio pentru a te asigura că arzi grăsime și nu arzi mușchi, da, pentru că e foarte important, multul lume merge la sală începe, începe să facă cardio pentru a slăbi, aleargă foarte mult pe bandă și efectiv ajunge la punctul în care uh, nu mai pun masă musculară ci distrug masă musculară Bun, hai să vorbim despre alimentație pentru că nutriția este de departe cel mai și cel mai important lucru când vine vorba de evoluția ta pe termen lung, atât când vorbim despre procentajul de grăsime corporală pe care o să-l ai cât și de câtă masă musculară vei pune cum te recuperezi, efectiv cum arăți tu este dictat de felul în care mănânci. Antrenamentul contează și el foarte mult, o să las la final, însă contează undeva pe la 30-40%. Restul de 50, 60, chiar 70% din toată ecuația asta a felului în care arăți, a rezultatelor pe care le obții în sală, se realizează în bucătărie. Știi că era acel citat care uh, vehicula foarte mult pe rețelele de social media, mai ales pe Facebook de demult? Abdomenul este făcut în bucătărie. Și în ciuda faptului că este un clișeu, este o chestie foarte, foarte reală. Ceea ce mănânci contează și contează foarte mult. Ok? Deci dacă tu vrei să slăbești, dacă vrei să arzi grăsime în timp ce pui masă musculară, trebuie să te axezi în primul rând pe nutriție. Și cel mai important lucru este că ar trebui să ai mai multe mese mici pe parcursul zilei. Da? Ar trebui să ai zilnic undeva pe la 4-5 mese, fiecare masă vină cu o sursă de calitate de proteină, aceste mese să fie împărțite, nu contează neapărat să le ai la 2-3 ore, însă e foarte important să le împarți pe parcursul zilei, efectiv, într-o manieră care îi permite corpului să primească la fiecare masă ceea ce se numește o sinteză proteică. Da? Nu am să intru acum în detalii, am făcut un clip video pe canal despre cum să-ți faci un meniu pentru masă musculară, acolo ai toate principiile ce țin efectiv de cum să-ți împarți mesele pe zi, cum ar trebui să ai micul dejun, prânzul, gustarea dinaintea antrenament, masa de seară, efectiv tot ce trebuie să știi când vine vorba de cum să-ți așezi mesele pe parcursul zilei. Însă primul și primul lucru, nu te axa pe post intermitent, nu te axa pe perioade de timp în care nu mănânci, corpul tău are nevoie de nutrienți, are nevoie de mese dese, da undeva pe la 4-5 mese pe zi, ok? Fiecare masă vine cu o sursă de proteină și aceste mese să nu fie foarte bogate din punct de vedere caloric și despre asta o să vorbim imediat. Bun, al doilea lucru, ar trebui să consum mult mai multă proteină decât consum în general. Probabil știi deja această chestie, dacă vrei să pui masă musculară, ai nevoie de mai multă proteină și când zic că ar trebui să consum mai multă proteină, nu mă refer strict la proteina din pudră proteică, la whey. Da? Nu mă refer la proteinele pudre, ci mă refer la proteine ca și macronutrient. Da? Ai cei trei macronutrienți, ai grăsimi, ai carbohidrați sau glucide și ai proteine. Da? La finalul zilei, din toate mesele pe care le-ai avut, de cel mai bine să ai undeva pe la 4-5 mese, după cum am spus, ai o cantitate de proteine pe care ai consumat-o. În general se recomandă să consumi undeva pe la 1-1,5 grame de proteină per kilogram de greutate corporală. Însă, dacă ești într-un deficit calorii, dacă vrei să arzi grăsime în timp ce pui masă musculară, ar trebui să-ți crești efectiv consumul de proteine undeva pe la 2 2,5 chiar în unele cazuri mai extreme, da? dacă ești genul de persoană care pune masă musculară ceva mai greu, ar trebui să o crești undeva pe la 3 grame de proteină pe zi. Personal prefer undeva pe la 2-2,5 grame de proteină, eu simt că este suficientă pentru mine, însă ți-ar putea ca tu să ai nevoie de ceva mai multă proteină sau undeva pe la 2, exact cum iau eu zilnic. Bun, de ce este foarte important să iei mai multă proteină? Pentru că dacă îi ofer mușculii destui aminoacizi, destule proteine în parcursul zilei, acesta va favoriza mult mai mult creșterea de țesut muscular nou decât distrugerea lui. Pentru că trebuie să înțelegi că dacă vrei să arzi găsime, trebuie să fii într-un deficit caloric. Asta înseamnă că trebuie să mănânci mai puțin decât arzi zilnic prin activitate. Asta înseamnă că la finalul zilei corpul tău își ia efectiv diferența aceea de energie din țesutul adipos. Și... Corpul tău a evoluat în așa fel încât el să prefere să aibă țesut adipos în ciuda mușchiului, Da? Pentru că țesutul adipos este cumva rezerva noastră de energie în caz de urgență. De aia ne îngrășăm, de aia ne plac toate mâncărurile care ne îngrașă. Și în punctul în care tu vrei să slăbești, corpul nu vrea să intre din prima rezervele lui, ci vrea mai întâi să oprească din consumatori. Și masa musculară este un consumator foarte mare de energie pentru corpul tău. Efectiv, simplul fapt că ai masă musculară, chiar dacă nu faci absolut nicio activitate parcursul zilei, te face să arzi mai multe calorii, da? Îți crește ceea ce se numește basal metabolic rate, da? Nu am să intru acum în detalii, însă ca principiu corpul tău va favoriza mereu distrugerea de tesut muscular în detrimentul păstrării de grăsime. Însă, dacă îi ofer un stimul destul de bun la sal și ofer destui aminoacizi, da? Și nu ai un deficit caloric foarte mare, adică nu uh, treci de la, nu știu, 2500 calorii pe zi la un diet crash de la de 1500 de calorii, că vrei tu să slăbești într-o săptămână și corpul nu este șocat și face totul treptat, este mult, mult mai plauzibil că acesta va prioritiza, va pune pe primul loc, efectiv, creșterea de țesut muscular nou și arderea grăsimii. Bun! Știu că sunt foarte multe informații, însă sunt chestii care sunt foarte, foarte practice și te vor ajuta foarte mult, așa că nu uita că trebuie să consumi mai multă proteină. Bun, următorul lucru foarte, foarte important, ai nevoie de surse de carbohidrați complexi, da? Ai surse de carbohidrați simpli, surse de carbohidrați complexi, singurul lucru care diferă între aceste două tipuri de carbohidrați este timpul de digestie și felul în care aceștia uh, îți afectează efectiv nivelul de insulină din corp, da? o sursă de carbohidrați simplu logic se digeră o leacă mai ușor și îți crește nivelul de insulină pentru că uh, intră foarte mult zahăr în sânge pentru că se digeră rapid. O sursă de carbohidrați complex se digeră mai încet și îți oferă efectiv o sursă de energie constantă. Tu vrei să te accesi foarte mult pe carbohidrații complex pentru că dacă consumi foarte mulți carbohidrați simpli, o să ai un spike de energie, o creștere rapidă de energie, corpul o să elibereze mai multă insulină, o să ai foarte multă energie și apoi o să vină un crash. Cred că ai trăit chestia asta cel puțin o dată în viață când simți că bă frate trebuie să mănânc neapărat ceva, ca altfel pic din picioare. Și tu vrei să stai departe de chestia asta pentru că în astfel de momente efectiv hormonul de grelină, hormonul de foame din corpul tău face efectiv ravagii și o să te bagi în bucătărie și o să mănânci ca nesătulul. O să mănânci adesea chestii foarte dulci sau carbohidrați doar ca să îți repare acel nivel de energie. Da, așa că mănâncă alimente care sunt bogate în proteine, mănâncă carbohidrați complexi și pe lângă asta, pentru că vrei să fii într-un deficit caloric, caută mereu alimente care au un volum ridicat și sunt scăzute în calorii. Am vorbit pe canalul ăsta, cred că ore întregi despre acest subiect. Ai nevoie de mese care te satură, care au un volum ridicat, sunt bogate în proteine și astfel sunt mai scăzute în calorii. O să-ți las în descrierea acestui clip video un link către lista de cumpărături. Are 52 de alimente care sunt bogate în volum, sunt bogate în proteine, ai surse de carbohidrați complex, ai surse de grăsimi sănătoase, surse de proteine foarte calitative și undeva pe la 19 rețete cu aceste uh, alimente. Este o listă care îți va schimba complet alimentația. Am creat-o pentru a ajuta toți clienții, efectiv când mergi în magazin, îți scos lista, ai pozi cu fiecare aliment, ajungi acasă, ai rețete foarte simple, rețete rapide, 10-15 minute, sunt rețete geniale. De la pizza proteică, la o rețetă de orma foarte bogată în volum scăzut în calorii, la uh, terci de ovăz cu aromă de sneakers, înghețată proteică, foarte, foarte multe rețete foarte faine care te ajută să slăbești în timp ce pui masă musculară. Bun. Deci, am, am acoperit în mare parte alimentația. Un singur lucru mai am de zis când vine vorba de ea este că nu vrei să o dai în bar. Și majoritatea clienților mei, și când vine vorba de persoane care nu sunt atât de pricepute când vorbim despre alimentație, o dau în bară când ajung acasă de la muncă, când ajung acasă de la facultate, când efectiv sunt obosiți psihic și fizic și nu au ce să mănânce și atunci, nu știu, se opresc pe drum la un drive-thru, se duc la Mac, își comandă ceva de pe Glovo sau de pe alte aplicații de food delivery sau efectiv intră în frigider și mănâncă tot ce găsesc. Nu vrei să ajungi în situația aceasta, de aia dacă știi că ești o persoană care e plecată foarte mult timp de acasă și nu ai timp să-ți gătești mereu mesele, încearcă să ai mereu una, două mese de rezervă pregătite în frigider, dacă nu chiar să-ți pregătești toate mesele pe parcursul zilei, pentru că în punctul în care ajungi acasă și voința ta e la pământ și efectiv nu ai deloc energie, este să apus să-ți gătești, să ai ceva în frigider, l-ai scos, l-ai încălzit, l-ai mâncat, e ceva sănătos, bogat în proteine, bogat în volum, te satură și ai trecut la următoarea masă sau ai terminat cu pe ziua respectivă. Deci e foarte important, e un fel de, e un fel de chestie care, la care nu te gândești, dar când te lovește efectiv ziua aia în care, bă frate, nu ai energie, ai ajuns acasă, ești ruptă în gură de oboseală, ești mor de foame și deschizi frigiderul și nu ai decât prostii în frigider, atunci cedezi. Da? La fel, se, la fel vine vorba și când uh, uh, oamenii încă țin în casă dulciuri, chipsuri, chestii de ronțăit. Într-adevăr, te ții o zi, două, trei, nu le mănânci, dar la un moment dat pur și simplu o să cedezi. Bun, am acoperit alimentația, hai să vorbim puțin și despre suplimente, pentru că toată lumea este nebunită de arzătoare, de grăsimi, de tot felul de combinații personal recomand în punctul în care vrei să faci o definire musculară, în punctul în care vrei să arzi grăsime în timp ce pui mușchi, să rămâi la suplimentele de bază. O pudră proteică, da, o pudră proteică din zer, o pudră proteică whey, multivitamine, toată gama de multivitamine, am vorbit despre asta pe canal, de la cele care mențin un nivel de testosteron normal, la cele care se ocupă de imunitate și refacere. Bun, apoi ai nevoie de creatină, creatină monohidrată, foarte mult au știu, un mix de aminoacizi cum ar fi EA, Ok? Și pe lângă asta, mai folosești și mai recomand L-carnitina. L-carnitina este un aminoacid care uh, te ajută când vine vorba de efectiv de procesul prin care corpul ia țesutul adipos și îl transformă în energie. Da? Nu face minuni, dar ajută foarte mult în procesul. Pe lângă aceste suplimente, <laughs> îți recomand să folosești cu încredere cel mai simplu și mai eficient arzător de grăsime pe care le-ai folosit vreodată, și anume cafeaua. Și cafeaua, dacă știi cum să o bei, dacă o bei fără zahăr, fără foarte mult lapte gras, fără creme, fără siropuri, fără toate prostiile, avea simplă cafea neagră, o să vezi că o să te ajute foarte mult. Pentru că cafeaua îți crește nivelul de energie, te face mai eficient, te face mai alertă, îți dă energie când te antrenezi, îți crește efectiv metabolismul, da? Într-adevăr, nu trebuie să consumi o cantitate uriașă de cafe cafeină pe zi. Însă, una, două, poate chiar și trei cafele pe zi, dacă știi că nu ai probleme cu tensiune arterială sau cu sau probleme cardiovasculare, este foarte, foarte bine venită. Cafeaua te poate ajuta foarte mult, mai ales când ești în deficit caloric și ești obosit și ai avut antrenamente grele la sală și ai nevoie de ceva care efectiv să dea un boost de energie, da? De aia toate pre workout din sală conțin așa ceva. Și da, poți folosi și un pre-workout. Eu recomand uh, în general să folosești un pre-workout cum ar fi de Pump este un pre-workout fără cafeină și astfel eu personal cum mă antrenez seara nu vreau să consum cafeină după ora 16-17 pentru că atunci mi afectează efectiv ora de culcare, însă asta este o alegere personală, știu persoane efectiv care beau o cafea și se pun la somn, nu îi afectează absolut deloc, ok? O să las în descrierea clipului video linkuri de toate suplimentele despre care am vorbit, inclusiv L-carnitină, către cafea efectiv că nu o să las, evident că nu o să las, însă sunt singur că te vei descurca. Bun, am acoperit alimentație, suplimente, hai să vorbim despre cardio pentru că ți-am spus că mulți oameni ajung în sală, aleargă ca nebunii și efectiv ajung să distrugă masă musculară în loc să pună masă musculară doar pentru că vor ei să transpire, doar pentru că vor ei să le duduie inima din piept. Însă, ei ajung de obicei la sală și fac ceea ce se numește HIT, High Intensity Interval Training. Asta înseamnă că se antrenează cu o intensitate foarte ridicată pentru perioade de timp scurte, după care o lasă mai încet, merg mai moale, după aceea iar dau uh, tot sufletul din ei când aleargă și tot așa. E un joc de dute vino. Într-adevăr, e foarte eficient ca și număr de calorii arse într o perioadă de timp scurtă. însă un antrenament hit este atât de intens asupra corpului tău încât chiar dacă mergi la sală, nu te va ajuta să pui masă musculară, pentru că am explicat că este asta în trecut. Mușchiul tău învăța să primească trei tipuri de stimuli. Un stimul hipertrofic care îl crește masa musculară și volumul. Un stimul de anduranță, efectiv cum știi că vezi adesea toți atleții ăștia ai performanță care aleargă, care sunt uh, maratoniști, care sunt bicicliști. Nu au o musculatură foarte dezvoltată cum au culturiștii, sunt mai mult fibrați. Da? Ei sunt antrenați foarte mult pe anduranță și apoi ai un stimul care te axează foarte mult pe creșterea în forță. Da. Dacă eu mă duc în sală și trag de mușchi să-l cresc ca și volum, da? nu pot după aceea să trag de el și ca enduranță. Pentru că atunci primești un semnal mixt și nu mai răspunde bine la ambi stimuli. Într-adevăr, o să-i crească și enduranță, o să-i crească și masa musculară. Dar nu maximizez creșterea în masă musculară și nici nu maximizez creșterea în anduranță, da. Așa că în loc să te și pe mereu pe bandă și să uh, alegi până nu mai poți, până transpir, până ești rupt sau un loc să sar coarda ca nebunul, sau un loc, nu știu, să faci tot felul de uh, antrenamente de cardio care te lasă varză în 10-15 minute, încearcă să te axezi pe ceea ce se numește LIS, Low Intensity Steady State Cardio. Eu personal prefer să mă urc pe bandă, pun înclinație 15 vitezi de mers între 3 și 4,5 km pe oră și efectiv merg, da? E o formă de cardio cu o intensitate foarte scăzută, adesea nici măcar nu am bătăile inimii în acel range de 120-150 de bătăi pe, pe minut, însă îmi permite să fac și alte lucruri în același timp, stau undeva pe la 30-40 chiar și 60 de minute pe bandă, eu intensitatea intensitate destul de scăzută încât să nu mi afecteze procesul de creștere masă musculară, dar dacă o faci măcar 30-40 de minute arzi destul de multe calorii și o faci într-o manieră foarte eficientă. Am un clip pe canal în care vorbesc în detaliu despre cum să faci cardio. Și cum să te folosești de această metodă o să-l găsești pe canalul de YouTube dacă intri. Apropo, dacă te uiți la acest clip și îți place, nu uita să dai un subscribe, nu uita să dai un like. Dacă îi dai un like, ajută foarte mult algoritmul și astfel mai multe persoane vor vedea acest clip. Și personal cred că ar trebui mai multe persoane să înțeleagă efectiv importanța antrenamentului și alimentației corecte când vine vorba de creștere în masă musculară și arderea grăsimii. Bun, deci am acoperit și partea de cardio, nu te mai antrena ca nebunul că vine vorba de cardio, iau o treptat, iau o ușor și o să ai mult mai multe de câștigat. Am ajuns și la ultima parte, hai să vorbim despre antrenament. Și aici toată lumea se așteaptă să fie un antrenament ceva nou, complicat, să arzi mușchiul la final, să crești numărul de repetări pentru că așa definești mușchiul, să faci numai circuite și numai superseturi, să fie totul foarte intens. Însă nu, când vrei să arzi grăsime în timp ce pui mușchi, antrenamentul tău trebuie să rămână neschimbat. Tu te duci la sală în continuare, scopul tău este să pui mușchi, efectiv să tragi din mușchi în așa fel încât să-i oferi cât mai bine ceea ce se numește un stimul hipertrofic, un stimul care forțează mușchiul să crească și dacă tu te duci cu gândirea aceasta, efectiv o să-i oferi mușchiului un stimul continuu de creștere în timp ce reglezi totul din alimentație pentru a arde grăsime. Asta înseamnă că principiile de bază când vine vorba de antrenament rămân aceleași. Ai nevoie de un range de repetări între 8 și 12, chiar și 15 repetări. Ai nevoie de undeva pe la 3-4 serii pe exercițiu, undeva pe la 4-5 exerciții pentru fiecare grupă musculară. Poți să lucrezi fiecare grupă musculară fie o dată, fie de două ori pe săptămână, dacă ești mai avansat și dacă te recuperezi suficient de bine, pentru că la început îmi recomandam unui număr destul de mare de oameni care mă urmăresc să-și antreneze fiecare grupă musculară de ori pe săptămână însă nu prea au văzut mulți rezultate pentru că nu aveau somnul suficient de bun, nu aveau alimentație suficient de bună efectiv nu se recuperau între antrenamente și deci atunci corpul nu mai dădea randament și-a trebuit să treacă din nou pe acest model în care antrenezi corpul o singură dată pe săptămână adică antrenezi o grupă musculară o singură dată pe săptămână însă probabil o să fac un clip în viitor despre stilul acesta de antrenament și despre cum ar trebui să optimizezi totul cel mai bine. Însă, ca principiu, te antrenezi pentru a pune mușchi. Nu te antrenezi să faci tot antrenamentul foarte intens, nu te antrenezi ca să arzi mușchi, nu te antrenezi ca să transpiri, nu te antrenezi pentru tot felul de uh, preconcepții greșite când vine vorba de definire musculară și de slăbit. Bun, dacă vrei să faci totul ca la carte, Urmează să redeschid înscrierile într-un program într-un sistem pe care l-am creat în luna ianuarie. Este vorba de un sistem de 6 luni în care te iau din punctul în care ești acum și timp de 6 luni lucrăm unul la unul, îți fac un plan alimentar personalizat, îți dau un program de antrenament de 6 luni, îți ofer uh, ghid când vine vorba efectiv de cum să gândești când te uiți la antrenament, cum să vezi alimentația, cum să faci cardio într-o manieră cât mai eficientă, efectiv tot ce ai nevoie. Pentru a pune mușchi în timp ce scap de burtă, în timp ce obții un abdomen cât mai vizibil. Este un program de 6 luni de zile, se numește Aesthetic System. Și ceea ce îți promit eu în acest program este că te voi ajuta să obții maxim 6 luni de zile un corp ce atrage privirile pe stradă, un corp de invidiat, fără să stai mai mult de 90 de minute în sală pentru fiecare antrenament. Da? Deci, efectiv, în acest program nu te fac culturist, nu te fac un atlet, nu te pun pe scenă cu abdomen de și tot pătrățel. Însă, efectiv, îți iau corpul și transformă într-un corp care o să arate atât de bine încât colegii de la muncă o spună Bă, da, tu ce faci mai atâta timp în sală? Sau, care e secretul tău care arăți așa de bine? Efectiv, să te iau din punctul în care ești acum, să te duc într-un punct în care te uiți în oglindă cu mândrie, spui, bă frate, mă simt bine în corpul meu, mă simt bine și chiar îmi place ceea ce văd în oglindă. Nu un corp de culturist, nu un corp în care ești, nu știu, pregătit de, uh, de plajă cum era Zeke Efron în filmul Baywatch. Nu. Un corp cu mai multă masă musculară, o masă musculară mai bine conturată, un abdomen plat, poate chiar câteva uh, pătrățele vizibile. Efectiv, să ai multă forță, mai multă energie, să simți mai bine în propria ta piele și să simți că ești cu adevărat sănătos și că arăți cu adevărat bine. O să las un link în descriere pentru acest program. Chiar te aștept. Nu știu sigur dacă în punctul în care o să vezi înscrierile, o să vezi uh, acest clip video, înscrierile o să fie deschise pentru că le deschid o singură dată undeva pe la 4-6 săptămâni pentru că am nevoie mereu de o perioadă de timp în care să lucrez cu persoanele nou înscrise pentru că lucrăm mereu unul la unul și de obicei în primele 4-6 săptămâni cam cel mai greu pentru că atunci îi învăț cam efectiv tot ce au de făcut după care este se descurcă pe, pe cont propriu și efectiv vin la mine doar când întâmpină probleme sau când trebuie să-mi dea update. Bun, o să ai link în descrierea clipului video despre tot ceea ce ți-am promis, da? De la suplimente, la e ul lista de cumpărături, la programul Aesthetic System, împreună cu link către Instagram-ul meu personal, programe personalizate de antrenament și alimentație și site-ul Stai în Formă. Te salut, până data viitoare, sunt Andrei Marius.